Doamnelor și domnilor, îmi revine sarcina, destul de ciudată, ca după o experiență de entertainment și alte vorbitorii mei care au spus despre filozofie sau viață, eu să fiu cel care vă prezintă tehnologia. Și este o sarcină nu foarte ușoară, pentru că este o tehnologie care, după părerea mea și a multora, va schimba lumea. Și ca să o fac într-un mod ușor, atât și pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, mai greu de fapt pentru mine, am să încep cu o poveste. Pentru că tuturor ne plac poveștile. Se întâmpla în 2008, 31 octombrie 2008, o zi care pentru unii nu a însemnat mare lucru. Dar ceva extraordinar s-a întâmplat în 31 octombrie 2008. În afară de faptul că bursele se prăbușeau și băncile falimentau, la un moment dat pe internet a apărut un eseu. Un eseu semnat de o persoană cu un nume ciudat, Satoshi Nakamoto. Toată lumea a presupus că este un japonez. De fapt, cu asta am rămas, cu presupunerea, dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că în acest eseu, într-un discurs tehnic, se puncta decisiv o direcție filozofică. Aș putea spune anacronismul bancar versus ubuicutatea digitalului. Tipul ăsta a găsit o soluție. O soluție extraordinară, care cu ajutorul tehnologiei, pentru prima oară, digitaliza încrederea. Intimitatea, pentru prima oară în istoria omenirii, prevala. Aș putea spune că, într-un fel, creativitatea își desfăcuse aripile pe 31 octombrie 2008. O să facem un salt înainte. O să vorbim de anul 2058. Mulți dintre cei din sală vor ajunge să trăiască până atunci. Și am să vă spun două scenarii. Imaginați-vă o lume în care mașinile și inteligența artificială ne ajută. În care totul este bazat pe servicii și nu pe produse. Imaginați-vă mașini inteligente care se conduc singure, care iau decizii singure, care se duc și se repară singure. Mașini care, la un moment dat, își pun problema dacă să mai cumpere o mașină. Gândiți-vă la un simplu serviciu de gen Uber, condus de AI. Imaginați-vă o lume în care produsele, așa cum am spus, sunt gratuite, iar ele interacționează între ele. Firma Samsung, de exemplu, vă va oferi un televizor sau vă va oferi o mașină de spălat sau un simplu aspirator care se va conecta și atâta timp cât va face curățenie în casă, va plăti pentru acea curățenie. Veți plăti pentru acea curățenie. Imaginați-vă televizorul care se va deschide și veți plăti doar pentru programele pe care le vizualizați. O lume în care tehnologia ne va ajuta să fim liberi și să creăm. Țineți minte această poveste. Mai există o poveste care este posibil să se întâmple tot în 2058. O lume în care există superbogați care trăiesc în zone controlate doar de ei și în care restul omenirii produce doar ca să supraviețuiască, pentru că nu are acces la nimic, la bani, la resurse, la nimic. Aveți două scenarii posibile în 2058. Ambele se pot întâmpla
plecând de la 31 octombrie 2008. De ce? Am să vă explic, de fapt, ce a însemnat această hârtie a lui Satoshi Nakamoto. În această hârtie, în acest eseu, el descria un sistem în care propunea o revoluție în felul în care transferăm valoarea. O să spuneți, bine, bine, dar de ce? Și am să încep prin a vă explica ce înseamnă, de fapt, internetul în ziua de astăzi. Internetul pe care ne bazăm și întreaga tehnologie, întreaga industrie, întreaga economie se bazează acum pe internet, ceva extraordinar. Este, de fapt, o tehnologie în care transferăm informație. Dar, de fapt, nu transferăm informație, ci o copiem. Trăim într-o eră în care copiem. Atunci când eu vă trimit o poză, de fapt nu vă trimit poza, ci vă trimit o copie. E când vă trimit un e-mail, vă trimit o imagine a acestui e-mail, un video, un film, o muzică și așa mai departe. Întotdeauna copiem. Copiem la infinit informația. Fără a o controla. Chiar dacă acea informație înseamnă valoare. Proiectul lui Satoshi este un proiect prin care spune valoarea poate fi transferată și pleacă de la un exemplu simplu. În momentul în care eu îți trimit ție un leu, trebuie să fiu sigur că acel leu nu mai e la mine, nu? Corect. Altfel, aș putea să-l dau și la altul, și la altul, și la altul. Într-un fel interesant, este vorba de ceea ce fac guvernele astăzi, dar să nu vreau să intru în politică. Împart aceiași bani de mai multe ori. A transfera valoare dintr-o parte în alta este un challenge extraordinar. Pentru că nu avem cum să facem. De fapt, avem cum să o facem, dar o facem într-un mod în care apelăm la încrederea în alții. Și de aici problema, de aici și rezolvarea. În ziua de astăzi, pentru a face orice în lumea asta, avem nevoie intermediar. De fapt, de la începutul lumii am creat intermediar. De ce? Pentru că nu avem încredere unul în celălalt. De fapt, problema societății, în ansamblu, este că nu avem încredere. Nu vorbim de lacăte pe care le punem pe ușă, dar vorbim, de exemplu, de banalul semafor. Nu avem încredere că celălalt va ceda trecerea, așa cum spune legea sau bunul simț, și atunci creăm un third party, cum se spune în limbajul nostru tehnologic, o terță parte, un intermediar, ca să facă tranzacții pentru noi sau să ne arate ceea ce avem de făcut. Dar să nu vorbim despre semafoare. Hai să vorbim despre o industrie care este hipercentralizată. Vorbim de industria financiară. Și de fapt, cu asta a început Satoshi. A vrut să inventeze un sistem în care intermediarii din zona financiară să fie dați la o parte. Avem bănci, avem scheme de plată, avem social media, avem o groază de intermediari cărora le dăm valoare doar pentru că nu avem încredere în partea care recepționează. Și paradoxal, în loc să ne ajute, acești intermediari nu fac decât să strice jocurile. În momentul de față, mă duc la orice magazin și plătesc cu cardul să-mi iau o cafea. Cafeaua mi se dă automat, dar tranzacția durează 3 zile până când proprietarul cafenelei va primi banii. Este anormal. În mod normal ar fi trebuit să fie, dacă un e-mail se trimite la 10 secunde distanță, la 5 secunde, la 1 secundă distanță, la mesajele pe WhatsApp sunt instantanee, de ce și nu și plățile? De ce avem nevoie de acești intermediari? Well, propunerea lui Satoshi se numește blockchain. Probabil că ați auzit blockchain, bitcoin, o nebunie, de ce, cum funcționează. Am încercat în ultimele zile, cât timp am pregătit această prezentare, să vă fac o descriere cât mai simplă. O să vă fac această descriere a ce înseamnă blockchain, ca să înțelegeți potențialul, și apoi să trageți voi concluziile.
Pentru că, de fapt, în momentul de față avem această tehnologie, ne trebuie ideile voastre să o punem în practică. Blockchain este un sistem de transfer de valoare. Este un protocol bazat pe încredere. Este un protocol distribuit. Este un protocol care funcționează ca o rețea mondială. Și exemplul cel mai frumos și cel mai interesant este ăsta, ca imagine. Și aș vrea să fac un exercițiu de imaginație. Cum funcționează? Imaginați-vă un fișet. Un fișet plin cu hârtii. Acum imaginați-vă acest fișet că este replicat în milioane de fișete absolut identice la nivel global. În momentul în care schimbă o foaie într-un fișot, se schimbă foile în toate acele fișete în mod în quasi instantaneu. Acum imaginați-vă că acest fișet este de fapt un hard disk care conține informații, este un folder. Iar fișierele sunt, iar foile din fișet sunt niște niște fișiere în care se scrie informația. Cum funcționează? Cum poți să faci un sistem ca să funcționeze în așa fel încât valoarea să fie înmagazinată într-un fel în care nimeni nu o poate modifica? Pentru că, de fapt, sistemul de valoare înseamnă am transferat dintr-un loc în altul fără ca aceasta să fie modificabilă. Iar dacă o fac la un nivel global, atunci, practic, trebuie să schimbi toate nodurile, trebuie să schimbi toate fișierele, trebuie să schimbi toate fișetele, ceea ce este imposibil. Informația se scrie în blocuri, care sunt ca niște fișiere text. Partea cea mai frumoasă este că de fiecare dată când apare un alt bloc, el îl conține informația din blocul precedent. Următorul va conține informația din blocul precedent și tot așa. Astfel încât, dacă cineva vrea să modifice undeva în blocul 3, să zicem, va trebui să modifice toate blocurile de la X până la 3. O misiune imposibilă, pentru că trebuie să o facă simultan pe toate sistemele. Partea cea mai frumoasă este, ok, dar cine are voie să scrie în acest sistem? Well, aici a construit un concept care se cheamă mineri. Minerii sunt niște entități care rulează un program de calculator și care rezolvă o ecuație. Cine rezolvă primul ecuație va ridica un stegule și va spune, eu am rezolvat această ecuație. În momentul în care rezolvă această ecuație, are voie și este singurul care are voie să scrie în același bloc. Dacă ulterior ceilalți mineri rezolvă la fel ecuația, nu fac decât să valideze acest lucru. Wow! Dintr-o dată avem un sistem de trust în care cineva muncește. Conceptul se cheamă proof of work în hârtia lui și care are dreptul să scrie singura autoritate. Acest sistem, extrem de simplu, extrem de banal, are în spate ani și zeci de ani de muncă în criptografie, în ceea ce înseamnă internet distribuit și așa mai departe. Și de când a apărut, au început să apară și soluțiile. Am să vă dau câteva. Probabil cel mai interesant este partea de registru imobil. V-am dat și alte exemple pe care vă rog chiar să le căutați pe Google dacă vreți și vă interesează. Imaginați-vă că în ziua de astăzi, una din cele mai mari probleme sunt date de problema proprietății. Ai o hârtie în care spune, eu sunt proprietarul acestei clădiri, acestui loc, acestui bucăți de pământ. Statul are și el o hârtie. În momentul în care există o divergență între aceste hârtii, de cele mai multe ori pierdem noi. În momentul în care scrii asemenea fișier, acest act de proprietate în blockchain, este imposibil ca ulterior cineva să-ți modifice, să spună nu ești, n-ai dreptate. O altă aplicabilitate extraordinară, după părerea mea, și care ar trebui implementată, dar ce să vezi, e posibil să nu o vedem în viitorul apropiat, este votul. Imaginați-vă un sistem în care fiecare vot contează, fiecare vot este unic, fiecare vot este imposibil de schimbat, iar tot acest proces duce ca democrația în care trăim să se transforme dintr-o democrație
reprezentativă într-o democrație participativă. Imaginați-vă un scrutin electoral în care rezultatul este corect, adevărat și disponibil la o milisecundă de la închiderea urnelor. Fantastic, nu? Nu se întâmplă niciodată, cel puțin în România. Avem blockchain-ul și, apropo, 18 minute sunt prea puțin pentru a discuta despre o tehnologie aceasta atât de frumoasă și atât de disruptivă. Dar blockchain-ul are capacitatea să schimbe lumea. Pentru că pentru prima oară avem un sistem relațional de încredere unul la unul, fără intermediar, fără bănci, fără guverne, fără notari, fără semafoare. Suntem liberi să creăm, iar plata pentru creativitatea noastră să fie corespunzătoare efortului pe care îl facem. Putem să ne îndreptăm spre un viitor frumos în care să creăm, dar în același timp, tehnologia asta poate fi acaparată de cine nu trebuie. Și atunci, celălalt scenariu va intra și se va aplica. Este în mâna voastră, a tuturor celor care creați, a tuturor celor care aveți imaginație, să puneți tehnologia la lucru. Ne vedem în 2058. Mulțumesc!